Hei, Miha sunt, vă salut și vă îmbrățișez cu drag și mă bucur să ne reîntâlnim și astăzi. Eu cel puțin mă bucur. O să văd cât de mult vă bucurați și voi, deoarece astăzi vreau să vă prezint un model croșetat. Este vorba de valuri croșetate, dacă tot suntem la capitolul valuri, valuri, vară, apă, soare, pentru că tot am făcut valurile tricotate, am zis că da, este momentul să fac și aceste valuri croșetate, mai ales că eu intenționez să le folosesc într-un proiect. Este un model care mie îmi place, îmi place când e făcut așa pe mai multe culori și este un model potrivit pentru păturici, pentru bluze. Modelul nu este greu de făcut, poate fi lucrat în mai multe variante. Eu astăzi am ales varianta lucrată pe 16 ochiuri. Am făcut inițial o variantă pe 14 ochiuri și m-am jucat și aici cu diferite culori și diferite variante de lucru, dar am făcut mostra pe 16 ochiuri deoarece cred că mă avantajează mai mult în proiectul pe care vreau să-l fac pe 16 ochiuri. Iar ca să fac un eșantion pentru proba aceasta de 16 ochiuri, voi avea nevoie să fac un lanț de ochiuri pentru multiplu de 16 plus încă un ochi de lanț pentru simetrie. Iar pentru mostra mea, eu am pornit pe două motive, da? Deci 16 și cu 16 plus încă un ochi de lanț pentru simetrie. Voi face mostra mea pe multiplu de 16, două modele, 32 de ochiuri plus un ochi pentru simetrie. Deci pornesc să fac un lanț de 33 de ochiuri. Șase, 30, 31, 32, 33. Și prima dată fac piciorușe scurte în fiecare ochi de lanț. Încep cu ochiul 33. Pentru asta mai fac două ochiuri de lanț și în ochiul 33 picioruș scurt. Și fac piciorușe scurte în fiecare ochi de lanț. Am 32, 33. Mă înalț cu un ochi de lanț, întorc lucru și încep din primul ochi. De aici. Din primul ochi, din baza ochiului de lanț. Fac două piciorușe scurte. În primul ochi un picioruș. În al doilea ochi un picioruș. Și încep construcția primului meu val. Urmează două jumătăți de picioruș dublu. Dau o dată după croșetă, introduc în primul ochi, trag firul, scot prin toate trei. Jumătate de picioruș dublu. Încă jumătate de picioruș dublu. De aici fac trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Urmează 3 piciorușe triple. Dau de două ori după croșetă și fac o dată, de două, de trei. Iarăși de două ori după croșetă. Una, două, trei. Și al treilea, o dată, de două, de trei. Urmează trei piciorușe duble. Unu, două și trei.
Da, deci aici am avut 3 duble, 3 triple, 3 duble. Urmează iarăși două jumătăți de picioruș dublu. Înseamnă că trag firul prin toate buclele, dau o dată după croșetă, scot fir prin toate trei, iar aici trei piciorușe scurte. 1, 2 și 3. Am format primul val. După 3 piciorușe scurte, reiau modelul, ritmul de creștere. Dau o dată după croșetă, jumătate de picioruș dublu, mai dau o dată după croșetă, jumătate de picioruș dublu, urmează 3 piciorușe duble. Dau o dată după croșetă, trag firul, una, două. Încă un picioruș dublu. Două și al treilea picioruș dublu. Una, două. Trei piciorușe triple. De două ori după croșetă. Una, două, trei. Am făcut un picioruș. Una, două, trei, al doilea picioruș și al treilea picioruș triplu. De aici încep să reduc 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Două jumătăți de picioruș, 1, 2 și termin exact cum am început, cu două piciorușe scurte. Acesta a fost primul meu rând. Am început cu două piciorușe scurte, trebuie să termin cu două piciorușe scurte. Trei piciorușe scurte am la mijloc între modele. Acum mă înalț cu un ochi de lanț, întorc lucru și în fiecare ochi de lanț de pe rândul anterior fac piciorușe scurte. Încep tot așa din primul ochi de lanț, nu îl sar. Și piciorușe scurte până în capăt. Mă apropii de capăt și vreau să schimb și culoarea. Și eu procedez așa. Trag odată firul de aceeași culoare și la ultima buclă deja pun firul nou. De data aceasta mă înalț cu 3 ochiuri de lanț. Una, două, trei. Pentru că eu am făcut două motive din acestea de valuri, iar acum trebuie să le intercalez. Deci dacă la primul rând de model am început cu două piciorușe scurte, de data aceasta voi începe cu două piciorușe triple. Întorc lucru și la fel în primul ochi de aici fac picioruș triplu. Deci dau de două ori după croșetă, mă duc în primul ochi de lanț și fac un picioruș triplu. Mai fac un picioruș triplu. Deci eu am început construcția modelului de la jumătate. După două piciorușe triple, fac trei piciorușe duble, deci îmi păstrez modelul. 1, 2, 3 piciorușe
duble, două jumătăți de picioruș dublu, și trei piciorușe scurte. Cele trei piciorușe scurte trebuie să vină exact deasupra piciorușelor triple de pe rândul anterior. Deci am 1, 2 și 3. Și încep un nou model. Două jumătăți de picioruș dublu, trei piciorușe duble, una, 1, 2, 3, urmează 3 piciorușe triple, un picioruș triplu, al doilea picioruș triplu, și al treilea picioruș triplu. De aici reduc, până aici m-am înălțat, de aici reduc 1, 2, 3 piciorușe duble, urmează 2 jumătăți de picioruș dublu, 1 și al doilea, 3 piciorușe scurte, 3. Iar aici urmează să fac cealaltă jumătate de model. 2 jumătăți de picioruș dublu, 3 piciorușe duble, 1, 2 și 3, și trebuie să termin exact cum am început, cu 2 piciorușe triple. 1 și al doilea. Mă înalț cu un ochi de lanț și vin pe dosul lucrului cu piciorușe scurte. Întorc lucru, piciorușe scurte. Când ajung la capăt, vreau să schimb iarăși culoarea. În ultimul ochi, trag odată firul, apoi schimb culoarea, îi las lejeritatea necesară să nu-mi strângă modelul și am schimbat culoarea. Mă înalț cu un ochi de lanț. Întorc lucru, două piciorușe scurte. Așa voi face tot timpul, pe fiecare rând. Odată îmi încep rândul cu două piciorușe scurte și încep modelul, următorul rând încep lucrul cu două piciorușe triple și fac jumătatea aceasta de model. Apoi continui pe tot lucru. Iarăși încep cu două piciorușe scurte și fac tot modelul. Am mai făcut două rânduri alternând culorile ca să vedeți voi cum arată pe porțiune mai mare. Aceasta este fața lucrului și se vede după rândul de piciorușe scurte. Acesta este dosul lucrului. Întotdeauna pentru fața lucrului trebuie să avem schimbul de culoare, începutul, da, deci toate firele acestea în partea dreaptă. Mie îmi place acest model și la fel ne putem juca mult cu el. Eu am făcut această probă pe 16 ochiuri și am pornit pe multiplu de 2 motive.
Mai am aici un eșantion făcut pe 14 ochiuri. Ia să vedem. Cam aceasta este diferența dintre. Dacă fac pe 16 ochiuri, valurile mele sunt mai lungi, mai line. Dacă fac pe 14 ochiuri, valurile sunt mai adunate. Noi ne putem juca în funcție de ceea ce vrem să obținem, ce este important, de ce trebuie să ținem noi cont. Dacă am trei piciorușe triple aici, trebuie să am trei piciorușe scurte între motive, pentru că ele se suprapun perfect. Trei piciorușe scurte vin întotdeauna deasupra celor trei piciorușe triple. Iar între aceste două grupe de trei piciorușe triple și trei piciorușe scurte, noi putem adăuga, după preferință, mai multe sau mai puține piciorușe duble și jumătăți de picioruș. Modelul acesta format pe 16 ochiuri, eu l-am format din 3 piciorușe scurte, 2 jumătăți de picioruș, 3 duble, 3 triple și apoi am scăzut. Oricum, un minim de ochiuri pentru acest motiv ar fi de 14. Acesta a fost modelul pe care l-am pregătit eu pentru astăzi. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut sau nu și până ne reîntâlnim, vă doresc zile bune și frumoase, cu spor și inspirație, să fiți iubite, să iubiți. Vă pup, pa, pa!